Autostrăzile pe care le vedeți figurate pe hartă reprezintă toate segmente noi care se adaugă rețelei existente și se adaugă de asemenea la alte proiecte care urmează să fie implementate. Deci ce vedem pe hartă se referă doar la autostrăzile pe care guvernul dorește să le implementeze în sistem de parteneriat public-privat. Dacă observați, ne-am concentrat în special pe zonele care suferă de lipsa de autostrăzi, iar din acest motiv atragerea investițiilor și dezvoltarea economică sunt mult, mult mai dificile. În special sudul țării, observați, unde lipsa autostrăzilor împiedică industria auto să investească mai mult. Unul dintre proiectele de autostrăzi vizează autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni, în lungime de 100 de kilometri și va include și un pod peste Prut, astfel încât autostrada să se descarce în rețeaua rutieră a Republicii Moldova. Despre Moldova, atât de neglijată de infrastructura rutieră în deceniile trecute, am ajuns la concluzia că trebuie reintrodusă în circuitul de investiții. Practic, acest proiect va lega Moldova la rețeaua de transport a Europei, iar acest lucru va reprezenta un argument foarte important pentru atragerea investițiilor private în această zonă a țării. Implicit, această autostradă va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare care există, mai ales în partea de nord a Moldovei, față de restul țării. Un alt segment reprezintă autostrada Ploiești-Brașov. Pe slide vedeți Râșnov, deoarece segmentul de la Brașov, un segment scurt de la Brașov la Râșnov, este în curs de implementare și atunci ce proiectăm noi aici vine să completeze și să asigure legătura între Ploiești, de fapt între București, Ploiești și Brașov. Această autostradă va fi poate cel mai râvnit proiect care va fi lansat în parteneriat public-privat. Nu avem nicio îndoială că potențialii parteneri privați vor fi foarte interesați să investească alături de stat în această autostradă, care va fi probabil una dintre cele mai circulate din România, având în vedere potențialul turistic al zonei pe care o străbate și proximitatea față de capitală. De asemenea, va lega trei mari centre economice, respectiv București, Ploiești și Brașov, ceea ce va reprezenta și un interes deosebit pentru transportul de mărfuri. Este, în mod cert, o investiție sigură, cu un termen foarte rezonabil de recuperare a banilor investiți, iar din aceste motive suntem convinși că va fi un interes ridicat pentru parteneri, potențialii parteneri privați. Cel de-al treilea segment de autostradă, denumit Autostrada Sudului, în lungime de 550 de kilometri, are de asemenea un potențial economic uriaș. Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care deja au investiții mari în zonă și mă refer în primul rând la Craiova, dar și celelalte zone limitrofe.